webmaster și tot așa SEO și SEM specialist la o companie daneză, Netop Business Solutions. În general, ei fac soft pentru state, pentru UK, de fapt, sunt cam global. În cam unde cine cumpără, e acolo vând. Nu e nicio problemă și achestez cam toate site-urile. Pare nu merge. Da, mai ok. Și administrez site-urile companiei, care sunt destule. Mă rog, le urmăresc, am și o echipă cu care lucrez. Și manegez campaniile de SEO și SEM pe US, UK și Germania, să zicem, dar de fapt e o regiune, se numește DACH. Mă rog, și în regiunea intră Austria, Elveția și Germania. Adică, cam toate țările care vorbesc germană. Și uneori, din păcate, mai fac și pe, mai fac SEM și am făcut SEM și pe Danemarca, care a fost foarte ciudat. Nu prea înțelegeam exact că acolo trebuia să fac Google Translate-ul ca să pot să traduc, să-mi dau seama cum fac ad-urile. Mă rog, a fost interesant, dar cu ajutorul cuiva am reușit. Așa, ca să trecem mai departe și să intrăm în pâine, o să încep cu... o luăm în forță și trecem la cele 10 sfaturi, cele 10 porunci. Prima întrebare care vine mie în minte, ce obțin ca dealer auto sau ca deținător a unei afaceri, este normal. Am un site pentru afacerea respectivă. Văd că alții aduc clienți din Google și mă gândesc și eu, mă, cum aș putea să fac SEO? Cum pot să fac chestia asta? După mine sunt două variante. Prima ar fi... ție un SEO cowboy, așa, cum sunt pe la noi, că chiar sunt cowboy, că îți oferă luna de pe cer, toate avantajele, că îți aducem 10.000 de clienți, îți facem 10.000 de pagini, ești pe prima căutare, oriunde. Dacă caută la și nuci, ești acolo, deci nu e nicio problemă. Sau ar fi varianta B. Da. Apuc singur. Asta n-aș recomanda. Pentru că cam durează și dacă faci singur, am văzut multe cazuri unde a ieșit, nu prost, extrem de prost. Adică am avut odată un client care avea nu știu, vreo 4-5 site-uri și nu înțelegea exact de ce nu rânduiește pe niciun termen. Păi, na, e o problemă, ai conținut duplicat, ai 5 site-uri pe același conținut, probabil că din cauza asta. Și multe, multe, multe altele. Cum v-aș recomanda eu, cel puțin, puteți să apelați la cineva din care vine pe la lumea SEO pe PT sau puteți să întrebați pe aici, să vedeți exact care sunt oameni pe care cel puțin Ionut sau Olivian vi poate recomanda sau chiar să lucrați cu ei, pentru că în general faptului că avem doar un, mă rog, evenimentul are doar un an, sunt ceva oameni pe aici care chiar știu SEO și știu și PPC și puteți să apelați la un sfat, să, nu știu, să chiar să contractați pe cineva, e chiar destul de simplu. Scuze, nu am jumătate. Am uitat. Când am pensat pe... Ianuarie 2010. Îmi pare că atunci am fost și eu pe, în prima și mă, nu mai am, nu contează. Suntem longeviv, la mai mare. Acum să mergem mai departe. Dacă sunt întrebări, chiar vă rog să mă întrerupeți, nu știu, dacă zic prostii, puteți să-mi ziceți chestia asta. Ce părere aveți? Am dreptate în ceea ce zic, nu știu. A avut cineva vreo, s-a lovit cineva de chestia asta, să are o afacere și are un site și vrea rezultate mai bune pe motoarea de căutare? Nu, știu că vrea. De exemplu, tu și cred că și tu ai vrut la un moment dat. Sau vrei și acum. Tot timpul. Și ca să facem un mic studiu de caz. Lucrezi tu la site-ul tău? Adică îl optimizezi tu pe motoarele de căutare? Sau la site-urile tale, la proiectele tale? Am înțeles. Și cum mai găsești expertul? Nu. Mă gândesc că e mai ușor să împarți puțin în experiența ta, știi cum mai găsești expertul respectiv. Sau că eu cu cine m-am confruntat, cel puțin clienții care au venit la mine, oameni la care au apelat înainte, au fost un pic cam, cum să zic, manipulatori. Alo? Ai ajuns la o întâlnire, la o discuție, la o conferință, la un business meeting, vezi pe oamenii cu vreze despre SEO, un business cu vreze, un business inteligent, te faci diferență și mai departe te-am pus povestea și cu ei. Deci cât a durat chestia asta? Mă gândesc că aveai nevoie să fac rapid. Poate 10 ani. 10 ani?
ai căutat ceva. Tot caut, mai mult. Am înțeles, înțeles. Care e următorul? Ești la alt nivel. Da, am înțeles. Trecem mai departe. Ok. Partea cea mai importantă, s-a discutat foarte mult pe tema asta la foarte multe și la foarte multe evenimente lumea SEO, PPC și foarte multe evenimente, două paralele. Exact, cred că s-au împlinit până acum, dar au fost, cred că am fost la 3 sau 4 și s-a discutat și pe tema asta foarte mult. Keyword research, până la urmă, înseamnă să targetezi cuvintele pe care sunt viabile pentru business-ul tău online. Am făcut și un scurt ghid, cam cum ai putea să faci chestia asta după mine pentru piața auto. Încep cu... Faci mai întâi un brainstorm de cuvinte cheie, ce obțin tu ca dealer auto. Să zicem că vinzi, nu știu, Opel, și încerci. Faci o declinare a mărcii, după aceea plus marca și modelul. Și ai marca, îți faci la toate mărcile și modelele respective. După asta, normal, reintroduci în Google Keyword Tool. Imediat, dau și adresa. E, ca să zic așa, un meca, keyword research-ului. Mă rog, mai sunt și alte scule, dar asta, da, o să discutăm la o altă ediție. Auzi, nu, oprește un pic la chestia asta, la mine merge microfonul. Spune-ne că e de adăugat că cei care au cont pe Google... Asta am făcut și în paranteză. Exact, ok, deci am făcut paranteza aia. Faza e că sunt două tururi la keyword-ul. E external și e ăla când ești logat. Când ăsta de la keyword external tool, nu primești toate rezultate. Sunt omise câteva, sunt omise chiar foarte mult. Dacă ai cont în Google, oricum poți să scoți mai multe date de acolo, mai multe cuvinte cheie. Oricum, chestia că ei ce îți dau e doar așa, the tip of the iceberg. Pentru că trebuie să stai să mai sapi și tu și sunt o groază de metode prin care poți să sapi cuvintele cheie respective. That's... Nu, de asemenea, AdWords, poți să adaugi exact match, astfel încât să-ți dea volumul de căutări pe cuvântul, pe fraza cheie exact. Asta zic. Mulțumesc, Ionuț, că ai completat. Asta vreau să zic și eu. Exact match este raiul. Asta e problema. Foarte mulți oameni care au apelat la mine întotdeauna, când băgau câteva cuvinte cheie, vedeau acolo, 3 milioane, pe nu știu ce căutare. Și erau pe broad match. Și le-am zis, băi, te uiți aia. Adică broad match e una, exact match e alta. Broad match înseamnă că Google contorizează cam orice cuvânt cheie care ar fi similar cu ăla și cuvintele cheie și expresiile care sunt compuse, care sunt alcătuite din cuvântul respectiv. Oricum, trebuie să ai mare grijă. Mai sunt și câteva funcționalități, că poți să le filtrezi după anumiți termeni, să le incluzi, excluzi. Interesant, vreau să vă jucați, să aveți chef. Dacă aveți chef, dacă nu, nu știu, apelați la un consultant. Așa. Acum e altă dilemă. Să zicem că ai ajuns la... Ți-ai ales cuvintele cheie pe care vrei să faci. Să zicem că îți plac unele. Trebuie să te uiți la ce volum de căutare au pe lună. Ce volum local de căutare au pe lună pe exact match. Dacă este foarte mic, nu știu, ai 10 sau sub 10 căutări, e clar că și clientul ar să fie pe măsură, adică spre zero. Că trebuie să mai calcul și faptul că site-ul ăla trebuie să... ei trec prin site ca să ajungă la tine, ca să-ți devină client. Și n-am descoperit până acum site-ul care să fac conversii 100%. Deci, ce trafic bagi, să scoți același număr de clienți. Așa că trebuie să aveți puțină grijă. În general, ce recomand eu, propria mea recomandare, trebuie să... cuvintele cheie pe care le-ați găsit, pe care le-ați targetat, să fie undeva peste 500 de căutări pe lună. Asta ar fi optim pe partea de SEO. O să zic, poți să ai șansă să-ți vină 2-3 clienți din volumul ăsta de căutare. Oricum, ăsta este un volum estimativ. Nu-i bătut în cuie, pentru că variază foarte mult, Google doar face o medie. Next. Și partea asta auto, am luat și ce exemple am găsit, deci care exprimă intenții de cumpărare. Noul Opel Astra prețuri. Sau noul Opel Astra 2011. Și aici chiar ați putea să prindeți un client. Trebuie să vă uitați și la chestia asta. Dacă cuvintele au intenții mari de cumpărare, sau cât de cât o intenție de cumpărare,
Și, oricum, astea sunt foarte diferite față de cuvintele care sunt foarte, cuvintele generice, gen Opel Astra, Opel și așa mai departe. Dacă sunt completări sau ceva, chiar vă rog. Ce aș recomanda, și sunt o grază de posibilități să faci chestia asta, ca și dealer auto, este să te plasezi pe căutări cu mașini second hand. Poți să faci, de exemplu, o pagină pe site-ul tău, unde descrie avantajele și dezavantajele între o mașină nouă și o mașină CH. Și tu cu pagina aia, dacă este un articol foarte bun, tu ai putea să brâncuiești pentru căutări de genul Opel Astra second hand. Pentru că, pe momentan, pe căutarea respectivă, sunt sigur că rezultatele sunt foarte statice. Adică nu variază, nu se schimbă foarte des, de la lună de, zic, de la 3 luni, cred. Și dacă tu, de exemplu, vii cu un articol foarte bun, primești o groază de titluri, de tweet-uri, o groază de share-uri pe Facebook, astea sunt luate în calcul de Google și te propulsează în top 10. Asta chiar poate fi, nu știu, un experiment. Chiar poate să facă cineva un experiment. Okay? Dar eu sunt sigur că o să meargă, nu e nicio problemă. Vreți să întrebări? Altceva? Bun? Okay. Deci mai departe. Stai puțin. Deci da? Tu recomanzi ca dacă un mașini noi să pleci mașini second hand? Nu. Deci, hai să dau înapoi. Deci. Ok. Eu zic altceva. Deci, să zicem că ai un site care are un page rank bunicel sau are o autoritate, cât de cât, nu? Să zicem că îți începi un blog, okay? Tu poți să faci o bucată de articol, o pagină, unde prezinți avantajele și dezavantajele, de exemplu, între a avea o mașină Opel Astra nouă și o mașină Opel Astra second hand. Oricum, nu contează foarte mult densitatea. Important e conținutul. Dacă conținutul e bun și, oricum, oamenii întotdeauna, acum, printre prietenii mei, de exemplu, tot să gândesc. Tot să-mi iau o mașină nouă, tot să-mi iau o mașină second hand. Știi? Automat, pagina respectivă va fi rămpuită pe doi termeni, în general. Ori nouă Opel Astra și nouă versus o Opel Astra second hand. Pentru că spunești o groază de link-uri cu anchor text pe chestia asta, dacă articolul este scris foarte bine și tu ai cât de cât o autoritate, pe șanse foarte mari să rânguiești în top 10 pe căutări de gen. Și căutări corelate. M-am explicat? Ok? Ok. Dar întrebarea mea e, vrei să te afișezi pe căutări cu second hand când vinzi mașini noi? Ca și dealer? Da. De ce nu? Nu-ți la tine să convingi. Deci dacă ai articolul cu asta, îl convingi. Păi dacă faci un review, general, cum știi și tu, cum știm, mai parte din lumea, deci review-ul ajută foarte mult ca să atragi un client. Mă rog, pentru diverse produse, nu chiar pentru orice. Așa. Să mergem mai departe. Normal, am primit foarte mulți... De obicei, pe la ce clienți am mai avut, întotdeauna primeam request-uri de genul vreau să pun pe căutarea Volkswagen, vreau să pun pe căutarea Opel. Și mi-a zis, măi, destul de greu, nu prea se poate, adică durează ceva timp și nu cred că ai tu banii ăștia ca să investești, să ajungi pe căutarea respectivă. Dar, oricum, ei se încăpățânau. Așa că, ca studiu de caz, am zis, hai să luăm o pagină după o pagină de rezultate din Google după căutarea Volkswagen. Îmi pare că nu se vede foarte bine. Da. Ne imaginăm că sunt multe. Nu ideea că sunt multe. În primul rând apar ceva gen Volkswagen.ro, sunt primele trei rezultate, după aceea urmează de la Wikipedia, Automarket, Mașini.ro și mai sunt și ultima e Volkswagen.com. Oricum, acolo e interesant că am găsit niște plugin-uri care lucrez eu, sub fiecare rezultat aveați și numărul de link-uri, au Domain Authority, nu-mi place să navighez cu date, să fie bine. Nu fie rău. Oricum, o chestie în asta e destul de imposibil ca să rancuiești, așa, să zic, un dealer care are un site de două săptămâni, o lună, fix să-l pui pe căutarea Volkswagen. Este imposibil. Durează ceva timp și e destul de muncă care trebuie să execute consultantul SEO sau, eu știu, in-house ca să ai asemenea rezultate. Ce recomand eu? Întotdeauna mergeți pe Buddy, adică cuvinte, expresii compuse din două cuvinte
și pe, și pe long tail. Acolo se poate rămâi mai ușor și găsiți niște expresii chiar interesante care vă aduc clienți. Ce înseamnă long tail? A, ca să-i explic, long tail sunt, oricum, hai să explic tot conceptul de body, head, body și long tail. Head-ul este, de exemplu, pentru căutările auto, doar marca. Deci, e un singur cuvânt, care primește foarte mult trafic. După aceea, body-ul sunt cuvintele compuse, adică expresiile compuse, de exemplu, marca model. Asta este body. Tot ce trece de două, ci, orice expresie care trece de două cuvinte sau trei cuvinte, se plasează în long tail, care reprezintă cam 70-80% din traficul pe care Google îl primește cam lună de lună. Adică căutări. În fiecare zi, cam 20% din căutări sunt noi. După estimările lor. Sunt noi în sensul că Google nu a mai avut înainte căutările respective. Adică n-a mai căutat nimeni niciodată. Nu, dar nu ziceam pentru Volkswagen. Eu ziceam pentru Volkswagen. Vorbeam pe long tail. Vorbeam de 20% în long tail, căutările pe long tail. Nu, dar poți să, nicio problemă, poți să-ți livrezi date de la Google, că știu că au un PDF, au un State of Search, se numește, nu știu, dat prin UK, și unde știu că specific acolo chestia asta, știi? Deci, nu, deci că nu l-am inventat eu, că nu pot să țin cont la câteva miliarde. Păi, eu, din ce am citit în research-ul ăla, insights pentru nu știu ce agenții, pot să-ți dau un follow, nicio problemă, am descoperit chestia asta. Ok, sigur. Da. Net, ce a început să meargă la noi de la o vreme, pentru că de când a fost lansat în mijlocul anului trecut, mai văd aminte exact, este targetarea geografică. Tu când ești în Google întotdeauna încearcă să-ți detecteze poziția ta geografică, adică și cel puțin localitatea. Când au lansat serviciul în 2010, prin iulie sau iunie, ei deci detectau chestia asta cu partea geografică orașului, îl detectau doar în state sau prin UK. Acum au început încet să dea drumul și în alte țări. De exemplu, eu sunt în Galați, am fost acum recent acasă în Galați, chiar când căutam chestii, îmi dădea site-uri sau afaceri care erau de prin Galați. Serviciul se numește Google Places. Și este foarte bine pentru... Cam așa arată, și termin propoziția. Serviciul ăsta este foarte bun pentru orice afacere la nivel local. Deci dacă ești un dealer auto din București, ar fi util să... Când sunt căutări de genul Opel Astra București sau Volkswagen Golf București, tu să apari pe căutări respective. Pagina de rezultate ar arăta ceva în genul ăsta, unde sunt... Ți apare mai întâi o hartă cu zona unde sunt plasate toate business-urile, toate afacerile și pentru fiecare, eu cred că sunt 10 acolo, și ți apar fie business-ul cel mai apropiat de locația ta. Ai și... Un pic. Această căutare e valabilă numai în cazul care pui locația în căutare? Da. Nu, acum, deci, dacă pui locația, îl ajuți mai mult și îți oferă rezultate foarte bune. Dar dacă, de exemplu, în US sau în UK, doar cauți, nu știu, dentist și îți afișează poc în jurul locației tale. Îți apare acolo, în stânga, sub iconițele, îți apare locația, știi? Dacă și... mai search sau ceva... Nu folosești locația, dar asta ține în US și în UK. La noi, dacă folosești locația, l-a ajuns mai mult și poate să determine exact cele mai relevante rezultate pentru tine.
ca să mai vorbesc un pic despre Google Places, te ajută foarte mult să ai o pagină în Google Places, o pagină pentru afacerea ta, unde îți completezi diversitate cu locația, cu localizarea și așa mai departe. Și ce te ajută foarte mult ca să ajungi primul pe căutări de genul ăsta sunt traduc din engleză citations. Adică alți oameni, să zic Olivian, a fost nu știu cine restaurant și a vizitat, a scris un review, a lăsat adresa pe undeva pe blogul lui și și normal Google ia în calcul chestia asta pentru Google Places. Deci citațiile de adresă, oriunde le găsești pe web, e ca și cum ar primi business respectiv încă un link. Cam așa, citațiile funcționează exact ca link-ul. Oricum, ia în calcul și autoritatea domeniului, sunt mai multe chestii. Ai nelocărit? Da, nu. Ok. Nu, e simplu. Deci, dacă nu spui despre restaurantul Olivian pe blogul meu, da. Nu pui adresa, poți să pui adresa, adresa fizică a locației. Da, exact, strada Ghioceilor, numărul 5, numărul 6, nu știu ce. După aceea tu ai o pagină în Google Places. Trebuie să fie aceeași adresă de exact, care el are pe site sau? Aceeași adresă care s-a înscris în Google Locals. Aceeași? Și pe Ghioceilor, la bacteria, scurantul de sus, eu de vis, avocatul de atelierilor, cum e tăi și... Da, dar eu știi să extragă chestia aia. Da. Pentru că dacă specifici și numele afacerii și după aceea iau un Google Places numele afacerii, mai e o chestie că tu trebuie să ai pe homepage-ul site-ului tău, trebuie să ai tot acolo specificat adresa, strada și numărul de telefon, asta te ajută foarte mult ca să rânduiești în primii 10 pe Google Places. Deci poate da. Dacă ai o afacere, eu îți recomand chestia asta. Îți dau exemplu, am fost recent în state, până și agenția web cu care lucrez la muncă, are adresa fix în footer, știi, și frumos, în text, la sat, ceea ce n-am văzut la noi. Eu te-aș recomanda pe toate paginile să spui adresa și pe lângă chestia asta să te înscrii pe cât mai multe directoare unde poți să spui adresa. Depinde de ce afacere ai. Nu contează. Și îți aduc clienți buni. Adică chiar sunt clienți din zona ta și... Nu, știi care e chestia? Părerea mea. E mult mai ușor să ranchezi pe Google Places decât pe prima pagină a... Da. Asta poți să... În momentul de față. Să da. Nu, dar ideea e că el apar pe query-urile care sunt specifice pentru business-uri, apar în rezultate. Adică o să-ți apară 7 rezultate, să zicem, organice și 3 de places după noua metodă de afișare sau 10 places și 10 organice după metoda de afișare. Da. Sunt cazuri, cel puțin în București, faci o treabă în orașele mari, cred că face chestia asta. În București sunt sigur că am făcut
diverse căutări, mi-au apărut câte 10 rezultate din Google Places. Și pur și simplu am specificat mașina, n-am pus locație, n-am pus nimic, sau am specificat serviciul și mi-au apărut. Deci știi, pentru orașele mari. Pentru orașele mai mici la voi, cred că mai durează un pic. Ok, să mergem mai departe. Chiar trebuie să profitați de serviciul ăsta de la Google. Așa. Ce e foarte important, e hotărât ce vrei să faci cu site-ul sau, eu știu, de pe aia începi să-ți faci site-ul și te-ai ales și cuvântul pe care vrei să-l targetezi sau marca pe care vrei să-l targetezi, este foarte bine să ai numele mărcii sau numele mărcii și modelul pe care te bazezi în URL și sau în domeniu. O să trec puțin. Nu, poți să pui, de exemplu, dacă, de exemplu, Floria s-ar arunca să vândă mașini, poți să pui volkswagenfloria.ro. Este foarte ok. Adică ai numele, tu ca dealer, tu ai nume pentru afacerea ta, nu? Mai pui în domeniu Opel sau orice altceva. O să dau un exemplu imediat că am găsit pe Google. Din păcate nu se vede. Ok. Citește. Nu se vedea ultima oară când am încercat. Poate pe ăsta? Nu se vede la noi dacă vrei să-l arăt. Când îl trag așa? Dar nu se vede nimic. Oricum să-l arăt măcar. Facem mai interactivă. Așa. Am căutat Opel Astra. Am zis, băi, la căutarea asta sigur n-apare niciun dealer, n-apare nimic. Spre marea mea surprindere, apare un dealer care e pe aici. Se numește opelgtt.ro, Opel, mă rog, Opel Astra promoții, noul Opel Astra. În rest, rezultatele sunt ceva genul opel.ro, anunțuri automarket, tot opel.ro, mobile, best auto, toate site-urile mari de anunțuri. Ok, am zis, mamă, să ia să văd ce a făcut ăsta de a ajuns pe poziția asta. Oricum, faptul că a avut cuvântul Opel în domeniu l-a ajutat destul de mult, pentru că aici se vede, are, pentru pagina asta, are 13 link-uri de la un singur domeniu. Din păcate, să văd eu, na, vedeți voi. Dar pot să dau o prezentare mai încolo și o să vadă perfect. Să mergem mai departe. Și partea, ajungem din nou la partea de conținut pe homepage. Pentru căutarea respectivă trebuie să ai conținut. Pagina respectivă care să suporte căutarea. Și normal, să luăm studiul de caz, site-ul ăla opelgtt.ro. Eram curios, mă, ce conținut o fi având ăsta pe pagină? Ce, oare ce s-a întâmplat? Dau click și ajung pe chestia asta. A avut, scria nouă Opel Astra cu H1 și atât. Și restul, nu știu, restul poze tăiate, scoase. Deci chestia asta rămâncuia după căutarea Opel Astra. Îți dai seama ce competiție pe termenul ăsta. De fapt, mi-am dat seama ce au făcut. Ăștia s-au relansat și au uitat pagina asta să o redirecteze. Și asta încă avea un link de la un domeniu, că avea 13 domenii. Asta ce am văzut cu sculele mele. Și m-am dus pe noua pagină. Arată foarte bine, foarte frumos, interesant, drăguț. Scrie acolo nouă Opel Astra. Dar și aici au o problemă. Tot ce se vede acolo în mijloc e poză. Păi da. Seara ai făcut-o și dimineața ai pagina. Și eu mă uitam, bă, nu prea merge. Oricum, title-ul și meta description acolo, mă rog. Dar are un alt bun. Ce? Imaginea aia. Are o descriere, un alt foarte bun. Da. Este o descriere foarte excelentă, dar numai că el cam pierde clienți așa. Deci e pe locul nou pe căutarea Opel Astra și cam pierde clienți pentru că n-am grijă la partea asta de conținut. Adică să pun un title ca lumea la pagina respectivă, să-și facă un description ca lumea și normal cel mai important e să facă să aibă conținutul de pe pagină cât mai relevant pentru căutarea Opel Astra. El nu a făcut chestia asta, mă rog, sau pur și simplu nu l-a interesat să facă redirectul respectiv. Da. Păi nu, dar pe chestia asta... Să zicem că ajungi. Da, nu.
pe care am 5 oferte open. Pe care o aleg? Nu pe aia care mi se pare deodată, mă atrage. Adică, dar el nu cred că a fost până chestia asta. El a fost să spune pe locul 9 și n-a ajunge până la locul 9. Deci pe pagina aia care a făcut-o, el nu ajunge, el ajunge pe pagina aia. Pe pagina asta. Normal. Cel care vine pleacă. De pe pagina asta? De pe asta, da. Adică de pe asta eu mă stăteam, mă uitam pe cum dracu a ajuns asta în Google, știi? Eram, what the fuck? Dacă avem pe pagina asta, am încerc și dau YouTube pe ala de stele. Dacă alea nu merg, plec. Da. Îi mai dau o prezentă. Păi nu mergea, nu mergeau nici alea. A, deci nu merge nimic. Păi nu, dădea 404, știi? Deci el a uitat pagina asta când și-a mutat site-ul, n-a făcut o redirect. Și pagina pe care el vroia să, de fapt, numai pagina era... care total arată super bine. Mă rog, în afară faptul că toată chestia e poză. Adică conținutul, tot e poză. Pentru un user nu-l deranjează, dar asta, dacă e landing page, nu te interesează. Dacă ești în Google, trebuie să ai conținut. Asta e regulă. Așa, să mergem mai departe. Da, ce e important când ți-ai ales cuvintele, cuvântul cheie după care mergi, nu te limita doar la homepage. Adică, ok, am o singură pagină și acolo folosesc cuvântul cheie Volkswagen Golf. Și atât. Nu mă mai interesează restul. Gândește cum să aduci trafic pe alte cuvinte cheie. Ca de exemplu. Folosește o structură a site-ului. E o ierarhie. Cel mai bine, cum explică și aici, fiecare categorie și produs ar trebui să aibă propria pagină. De asta alcătuiești o structură, o ierarhie în site. Îmi cer scuze pentru engleză, dar n-am găsit infograficuri în română, așa că a trebuit să mă descurc cu cea mea. Și aici se prezintă, ca să zic, o structură piramidală, care coboară în jos, pe sistemul de sign-up. Se duce fiecare link, se duce la următoarea pagină și așa mai departe. Se o grază de combinații prin care poți să linkuiești paginile între ele și pe fiecare pagină să te gândești exact ce cuvânt vrei să targetezi. Adică, de exemplu, Volkswagen Golf poze, sau Volkswagen Golf imagini, sau Volkswagen Golf 2011-2012. Trebuie să faci o ierarhie în site și o structură ca să mai atragi trafic. Odată ce ai pornit, o să vină. Mergem mai departe. Normal. După ce ai făcut toată chestia asta cu site-ul, ai construit, ai făcut keyword research, ai pus și o ușoară ierarhie, începe distracția adevărată, partea de link building. Normal am extras tot dintr-un infografic, am extras cam principalele cărți prin care poți să-ți faci link building. Cam astea ar fi. Îmi cer scuze pentru piața de link-uri. Această modalitate. Să zic că să nu încurajăm grey hat-ul, cum ar fi denumit, chiar că Google nu-l interesează. Dar dacă sunt întrebări în legătură cu metodele astea de link building, aș putea să vorbesc foarte mult despre ele. Au încercat diverse chestii și ce pot să vă zic, cel mai care merg foarte bine, sunt post blog, blog yes posting. Asta înseamnă ca tu să scrii pe blogul altcuiva, pe platforma altcuiva și ții un link gratis pe chestia asta. Review-urile, care sunt excelente, primești, deci poți să primești un link fix în mijlocul paginii, gras, care nu are nofollow, e pur, e foarte bun. Nofollow fiind o chestie pe care Google o folosește ca să nu atribui nicio valoare linkului respectiv. Așa, și o altă metodă bună ar fi link paging. Mă rog, asta se face mai greu, că trebuie să ai un conținut foarte fain sau să folosești diverse metode, ca un joculeț în care îmbedrești un link sau un widget mai fain. Mă rog, cu asta poți să te joci. Cam asta ar fi. Dar mai bine când ai lista asta de metode de link building și le aplicai unui dealer auto, de exemplu, aici ai pus partea de teste care le-a adus foarte multe link-uri sau cum ar mai fi pentru, de exemplu, pentru un dealer auto local? Un om pe două. El a testat destul de multe mașini și de fiecare dată a dat un link către dealerul respectiv. Da, am văzut. Sau mai când ai dat și când ai testat și Duster-urile, când ai fost la Dacia pe acolo. Nu mai știu, ai dat link-uri spre Dacia, ai dat mai multe link-uri. Cât ce obțin partea asta de teste,
De exemplu, altă chestie la care m-am gândit și a ajutat foarte mult, dacă ești un dealer local, poți să vorbești cu ziarele locale. Deci acolo este o resursă de SEO untapped, ca să zic așa, nu este exploatată la maxim. Deci ziarele alea... Nu, cel puțin pe partea locală, adică cum sunt monitor oficial de Botoșani sau nu știu ce, păi cu 50 de euro sigur îți iei un articol acolo. Tot vorbim de bani, vorbim de 500, vorbim de 50. Dar cum sunt tot felul de ziare care sunt numai online, deci acolo este untapped potential și poți să te bagi foarte ușor, chiar și cu un barter dacă e, sau te scoți la o bere, nu știu, poți să încerci. Altă forum pe care ai putea să mai ascolți niște link-uri dacă e, te mai bagi pe forumurile de specialitate. Dacă ai grijă, nu chiar. Așa, deci omul se duce pe toate forumurile de off-road, că sunt mai multe, că na, noi suntem puțin, deci off-road nu se face, dar se vorbește mult, eu fac multe forum. Și atunci omul ce face? Se duce la moderatorul forum sau la proprietar și spune, băi, n-ai obosit să banezi user? Lasă-mă puneți eu moderator la partea din stand, eu na, nu încep. Și omul, na, fi moderator acolo, taie și spunză. Și vă dați seama, fiind membru, chiar dacă asta se știe forumul închis, eu am vorbit de chestii de nișă. Vă gândiți la calculatoare, la flori sau la chestii, mă rog, chiar și la serviciul auto, că acolo e complicat să pui oameni să vorbească despre pene de cauciuc sau despre cum să schimbă un amortizor, că tot pe forumul de pasionat să vorbească. Astea sunt niște forumuri mici, dar avantajul este că odată ce ai cont acolo, mai ales dacă ești moderator, poți să dai DM-uri nesimțite sau PM-uri, cum se cheamă pe forumuri, nesimțite, dar dumneavoastră spui, băi, eu am un service. Când ai nevoie, mă cauți. Deci omul chestia asta o face de foarte mult timp și chiar am un exemplu la mine la curs care spun, omul ce a făcut? A intrat pe un forum foarte mare, n-are să denume, dar găsit. Și a scris acolo un topic. Ce vă enervează cel mai tare la Nissan-ul dumneavoastră? Și eu am început să zică. Că mie îmi cade pompa, că mie îmi cade aia, că și omul de dea de mesicea. Nu la mine, de fapt, de ce? Asta nu se vede. Dar sunt sigur că făcea chestia asta, pentru că e logic să face. Deci, acest banal topic care teoretic n-ai nicio treabă este un punct de a găsi și de a acola clienți extraordinar. Ce vă enervează la mașina ta? Și oamenii evident spun pe bune, că nu e o chestie comercială, nu spune ce tare este serviciul meu. Omul spune ce vă enervează la mașina noastră. Și omul spune ce îl doare și ăsta zice, bă, poți să rezolvi sau nu. Unii poate bun, dar de obicei poate bun, asta e serviciul. Să pară ce la el. Deci un exemplu prin care poți să-ți iei link-ul și evident că în momentul care îl pune acolo, el semnează cum s-a 4-4 cu un rog, nu. Deci de asta spun, forumul este sunt mai multe metode pe forumuri. Ce am mai încercat eu întotdeauna, e de exemplu un forum, te uiți care e cel mai nou topic și dacă e targetat pe modelul respectiv, întotdeauna sunt acolo noi cumpărători. Și poți să spui și tu, uite, mi-am luat și o chestie asta, uite, am luat-o de la dealerul respectiv. Mă rog, nu e foarte, să zic, white hat, dar oricum îți generezi un link. Poate banală la că faci la că nu... Adică ce se întâmplă? Un om care intră și are 4 posturi și toate posturile sunt numai pe topic de cumpărări de Astra, putem să discutăm chestia asta, că trebuie să știi cum să-ți alegi formule, dar sau putem să facem ceva separat. De exemplu, ce ai face pe Sofredia sau pe Sofredia? Nu. Păi, de acolo îți vin liber, din treaba omul ăsta cu vostră. Nu, poți să vii, de exemplu, clubopel.ro. Da, de acolo poți să-ți vii. Mai sunt Club Auto. Dacia, Club Opel, Club Peugeot, Club Suzuki, că suntem da, în zonă... Club Suzuki e foarte bun, l-am testat. Toate astea, general, sunt făcute dacă sunt foarte pasionați, dacă sunt foarte, foarte, ca să zic așa, grand, când vine vorba de link-uri și reclamă pe nașpa, omul, după ești dealer, vino și anul 50 de euro să-i listat. Nu m-aș curi cu rezultat și este greu să te poate spune experiența. Dau dreptate să lasă. Și, în general, e bine să intri mai întâi sub pielea lui, să-l ajungi cu ceva și pe urmă să ceri. Da, eu ziceam să nu fii în genul de dealer, adică să nu fii destul, să fii un simplu membru care a apărut acolo și a cumpărat mașina de la dealer respectiv. Și primul post, să știi că sunt, să știi că sunt foarte multe topicuri pe forumuri unde sunt review-uri. Și mi-a luat păi, din
ce am mai încercat sunt diverse metode prin care poți să eviți banarea chestia asta. Asta una ar fi, una cu review. Una trebuie să pierzi multiple forum și să aduci forum la reform. Ceea ce este extrem de monofag. Asta e adevărat. Eu ziceam metode mai scurte și care nu-ți generează așa de multe lead-uri, dar te ajută din punct de vedere SEO. De asta zic. Dacă vrei să, normal, să sponsorizezi blogul, să-l ajuți pe forumul, să-l ajuți pe omul respectiv. Dacă vrei să faci chestii mai avansate, total de acord, eu încurajez. Deci, ce client am, am încurajat să facă campanii de genul cu diversi provider de display sau de reclamă. Majoritatea din cei de aici sau mulți dintre cei de aici mai știu, mai au un blog, o chestie. Da, noi toți vedem când apare acolo ACT cu sus, la comentat cu www.actcusus.ro. Eu unul sincer dau spam la toți, nu fie de inteligente comentarii, cum îi enervează, nu-i spărați. Total de acord. Dar să mergem mai departe. Oricum, pot să vă... sunt mult mai multe metode de link building, astea sunt doar o parte și sunt așa în mare. Cam ce ar putea... Fiecare să chestia asta se poate aplica la fiecare tip de business, nu e nicio problemă. Acum... ne îndreptăm spre pasul 9, chiar penultimul. Ce vreau să zic, pentru SEO trebuie să ai răbdare. Deci trebuie să ai răbdare. Ce clienți am avut, întotdeauna mă sunau după 2-3 zile, nu-i site-ul acolo, nu a ajuns, ce se întâmplă, de ce nu ajunge? Răbdare, că durează un pic. Mi-ai spus că sunt la Google să întrebi? Am mai avut dintr-o zi, am mai fost odată, am avut asta ca să fac o mică deviere, am fost la un client să mă întâlnesc și, nu știu, tot îi povesteam acolo cu search-ul, cu nu știu ce, și mă întreabă, dar tu de ce nu lucrezi la Google? Bă, nu știu. Probabil că nu mă vor, cred, dacă e. M-a întrebat, mă rog, chestii dintre astea, ca să zic ce educați sunt clienții. Și pentru SEO trebuie să ai răbdare. Depinde de ce cuvânt îți alegi, ranking-ul poate dura undeva de la
două, trei săptămâni până la o lună jumate, trei, chiar mai mult, pentru căutările care sunt foarte competitive, se ajunge și la 6 luni sau mai mult. Și ceva expresiv? Tot care e o chestie. Așa. Și acum să trecem la partea de monitorizare. Ok, ai făcut toate chestiile astea, ești pe, zicem, ești pe prima pagină, e super tare, totul e frumos, ok, trebuie să monitorizezi, să vezi ce se întâmplă, că na, degeaba ai băgat bani, ai angajat consultantul, ți-ai făcut, ai făcut toată munca asta fără să vezi că, fără să vezi unde apar clienții, unde apar rezultate. Și le-am împărțit în trei tipuri de monitorizare. Unul, cea mai la îndemână și pe parcurs, e monitorizarea pe SERP. SERP vine de la Search Engine Result Page. Yes. Smithy SERPs. Era SERPs. Olivia mi-a mai zis asta odată și atunci știam eu bine. Așa. Și monitorizare pe SERP. Ai pagina care ți-o dă Google la început și pe aia acolo link-uri. Ok, asta poți să faci în timp și am câteva scule gratis. Normal. Google Webmaster Tools, ți încarci acolo site-ul și o să-ți apară în timp. Mă rog, nu durează nici cam instantaneu. Când e la adăugat, durează vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună. Depinde, la caz la caz. Problema e că la Google Webmaster Tools mai e un istoric foarte mare. Da. Nu poți să vezi cum era aia acum un an și două luni. Asta e adevărat. Nu, dar păi e gratis. E moca. O altă chestie care am mai folosit-o se numește SEO SERP, e extensie pentru Chrome și e și acum și aplicație pentru Chrome, în caz nu știu ce e Chrome, e browser. Și e, mă rog, Chrome va fi transformat într-un sistem de operare, au făcut și aplicații. Cu asta poți să prăncuiești, poți să monitorizezi în timp o anumită căutare pe ce poziție ești. Dar oricum, e foarte simplist. Da, e gratis, da, poți să folosești. Am să trecem la sculele pe bani. Ăsta stai. Din ce am mai folosit, Rank Tracker e bun, își face treaba, are istoric, cost efectiv, nu mai știu, e sub $100. Păi, e mai rău, scătie. Eu folosesc fac doile. Păi și eu tot pe ăla folosesc. Știți de român. Da, știu, niște băieți la Craiova care l-au stricat acum. Păi cu, mă rog, discutăm mai cu. Așa, Rank Tracker, dar e problema cu Rank Tracker-ul că e foarte, termenul ar fi de coajă. Deci e foarte simplist, n-are foarte multe opțiuni, n-are foarte multe tipuri de ranking și de urmărire, mă rog, nu prea mi-a plăcut. De asta am ales al doilea Advanced Web Ranking, foarte bun, care pentru mine s-a înțepat la 7.5, adică aia a fost cea mai bună versiune. Ultima versiune este imposibil de folosit, nu știu, mi se pare că au ascuns tot. E foarte rău. Mă rog. Și interesant, ca și mic comentarii, am cumpărat varianta Enterprise și, oricum, m-am trezit, mi s-a schimbat programul și eram, what the fuck, ce s-a întâmplat? Dau un mail, că nu m-a anunțat, nu mi-a zis nimic, nu place, încerc să mă obișnuiesc cu el de 2-3 săptămâni, tot mă chinui, care îmi dau mail înapoi, e ok, lasă că o să te obișnuiești. Da, mă gândesc să cumpăr altceva. Și ce mai folosesc? Mă rog. Dar nu pentru rank, pentru tracking. SEOmoz.org, o groază de aplicații de monitorizare pe Google. Și, oricum, pot să știu că limita maximă de 5.000 de cuvinte cheie sau 500, nu mai am exact. Scrie pe acolo. Mega, să mergem mai departe. Pentru a monitoriza link-urile, tot așa, ai Google Webmaster Tools și Yahoo Site Explorer. Ăsta-s gratis, poți să le folosești, apar link-urile acolo. Yahoo Site Explorer, în curând o să-l închid. Deci mai bucurați-vă de el cât se poate. Alte chestii pe bani, ăsta-s indexuri separat unde-ți vezi link-urile și sunt adaptate la 2-3 luni. Ce folosesc eu, Open Site Explorer și SEO Spyglass. Majestic SEO e tot un serviciu ca Open Site Explorer, e un... un index paralel cu Google, unde sunt registrate toate link-urile pe care le primești un site. Și, last but not least, trebuie să monitorizezi traficul, asta e cel mai important. Mocha e Google Analytics, foarte bun, excelent. Și mai e și Pivik,
cred că așa se zice, nu am pronunțat vreo mai bine pronunț. E o chestie care ți-o instalezi tu pe server și îți face tracking. Dar nu e ceva super fantastic, e dacă vrei, dacă îl folosești dacă vrei să ai tu datele din Google, din Google Analytics, ceva în genul ăsta. Deci, dar oricum nu ți oferă foarte multe funcționalități. Ai tracking-ul aproape real-time, asta nu mare avantaj. Da, dar nu, nu știu, mi s-a părut ceva spectaculos, mai bun decât Google Analytics, pentru că la Google ai faza aia cu events și poți să determini tu cum vrei events în respective, să trebuiești ce vrei tu, deci orice se poate trebui în Google Analytics. Dacă ai răbdare și aștept 24 de ore să facă refresh. Normal, normal, normal. Dar ce, și scule pe bani, care am început să le testez, Clicky, e un serviciu din Portland, băieți, până la din US, și ăsta îți oferă real-time, în caz de date, vezi de unde vine userul real-time, vezi pe ce provider a venit. Foarte interesant. Și Upra, tot așa, e folosit de marele bloguri din state pentru tracking de la articole real-time. Și să văd exact ce se întâmplă, unde au venit userii, păcerii, fără. Chiar vă încurajez să vă uitați, să vedeți dacă vă plac sau nu. Așa. Și am terminat. Dar, la sfârșit, mai am un sfat bonus pentru acei dealeri auto împătimiți. Care este, nu te baza doar pe SEO în strategia ta de lead generation. Ăsta îți mai aduce un client doi pe lună, dar nu poți să-ți iau afacere din SEO, cel puțin în România. Și de asta prezint așa la sfârșit o chestie care mi s-a părut foarte faină, care dă la orice client, The Noob Guide to Online Marketing, care îți prezinte exact ce canale, ce posibilități de online marketing ai. Care începe la social media marketing, care sunt sparte așa, email marketing, lead generation, adică un clientul, cumpere liste de e-mail, așa mai departe, organic, SEO-SEM, optimizarea conversiei, tracking-ul, adică analytics, content marketing, unde sunt alte chestii care trebuie să fie în calcul, și pay-per-click-ul, care e foarte generalizat. Ăsta e un infografic foarte bun pentru cei care vor să înceapă o parte de online marketing. Și am aflat niște chestii care erau foarte interesante și care nu le știam din acest ghid. Dacă sunt întrebări, eu am terminat.